Bună, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză, așa cum v-am provocat să rămâneți pentru a urmări această discuție pe care o am cu Gabriel Matarasevici pentru a vedea care sunt soluțiile pentru 2023 în această industrie a IT-ului, dar nu numai în general, în România, din punct de vedere a antreprenoriatului. Gabriel, am început o discuție interesantă și vreau să discutăm. Soluțiile... În continuare. Soluțiile... Încep cu una generică, nu neapărat cea mai importantă, da? Deci, în primul rând, să se asigure mediului de business, în general, predictibilitate. Da, mediul de business, oricum, în fiecare zi, spuneam, trebuie să fim flexibili, dar să nu obosim de atâta flexibil. Și când zic predictibilitate, mă refer la predictibilitatea, să spunem, chiar cea simplă, legală. Au stabilit niște reguli și să nu se mai... De multă vreme. N-am nevoie. Nimeni nu are nevoie de alt ajutor de la stat. Era pe vremuri acea, vai, dar cu ce ne ajută statul? Nu vreau să mă ajute cu nimic. Eu vreau doar să avem... Statul și-a făcut treaba. Ne-a ajutat, cel puțin în industria noastră, cu destul de multe lucruri. Da. Da? Generic, în toată România există un impozit pe profit decent, da? Acceptat pentru toată lumea. Nivelul de taxare, indiferent cât se ceartă, se plângă antreprenorii, el este decent în relație cu alte țări din Europa. În zona noastră și a constructorilor s-au creat și niște favoruri legate de impozitarea muncii și care, da, ce aș putea să cer mai mult? Doar predictibilitate, da? Să nu se schimbe aceste reguli și să știm, domne, până la anul nu știu care, nu mai umblăm la ele. Dar le-am înghețat. Asta e cea mai importantă chestiune. Sau una dintre cele, doar bază. Apoi, specific, în ultimii ani de zile și copleșitor pentru a noastră industrie, este ceea ce tot dezbatem de fiecare dată, forța de muncă. Dacă avem această oportunitate să creștem această forță de muncă în domeniu, pentru că există comenzi, indiferent că comentam, afară Microsoft ăla, nu, e nevoie de... Cererea încă este mare și va rămâne în perioada următoare mare, doar dacă nu explodează lumea, da? E nevoie ca prin toți porii noștri, da, și toate organizațiile, da, învățământul și toți ceilalți, da, abilitați în zona asta, să ajutăm la această calificare, da? Să-i pregătim pe oameni și să pregătim din ce în ce mai mulți cât să se ducă spre piață. Nevoile sunt clar limpezi. Dacă nu facem acest lucru, vom trăi într-un dezechilibru care la un moment dat va aduce România într-o zonă de neperformanță și calitativă și cantitativă pentru marile organizații. Și atunci când își fac planurile pentru următorii 5 ani de zile începând din clipa asta și se uită pe artă, spun, doamne, în România aia deja e complicat. Poate că salariile sunt decente, dar nu găsim. Sunt decente, dar nu găsim pe ele. Și atunci trebuie să vină în mediul universitar, pentru că în industria asta și în alte industrii, mediul și poate și cel liceal și așa mai departe, să vină în ajutorul lor. Noi în Iași, chiar recent mă uitam pe o statistică, o fi bine făcută, nu o fi bine făcută, nici nu-mi dau seama. Trebuie să recunosc că n-am această informație. Dar cineva... Asociația producătorilor, da, celor care lucrează în IT. Și au făcut o analiză și au văzut că da, este Iașul împreună cu Clujul, Timișoara și Bucureștiul printre cei mai mari furnizori la nivel de oameni care au terminat facultăți potrivite domeniului, dar suntem cu numărul acesta, chiar dacă suntem între primii patru, suntem la jumătate decât Cluj. Și Clujul a plecat acum 10 ani din aceeași poziție ca și noi. Deci Clujul pregătește într-un an 1400 de oameni, iar iau cifrele, dacă zic o prostie, bă, arăt de unde le-am luat, da? Clujul pregătește 1400 de oameni în fiecare an, termină facultatea asta și în Iași sunt ceva peste 700. Timișoara are peste 1000, puțin peste 1000. București nu are rost, că e altă, altă discuție acolo. Dar dacă mă iau la aceste orașe, da, suntem în top
trei în afara Bucureștiului, da? Dăm București deoparte. Așa că... și fi normal, da. Nu știu cum, până la urmă suntem al doilea județ. Corect, mă rog, primul dar, județ după dar trebuie să recunosc că mă așteptam din punctul ăsta de vedere sus. Să fim o leacă mai aproape decât, da, de Cluj. Până și Sibiu și Brașovul au recuperat în ultimii 7 ani de zile foarte mult din... Brașovul pregătea vreo 400 și Sibiu vreo 500 de aitiști. Foarte aproape de noi. Și... foarte aproape de noi. Și noi n-am venit din spate. Eu o problemă, dacă o să mă ucidă profesorii de profil, da? Și știu și problema lor. Nu sunt suficiente cadre didactice. E, aici ar trebui, așa dar, cum, bun, a, dar la ceva Cluj, mai flexibil. Păi vă spun. Adică au dus din altă parte. Au pescuit inclusiv din arealul nostru, da? Pentru că pentru niște, știu eu, un șef de lucrări, lector, da? Care să fie capabil să-ți predea un curs de profil sau un asistent care să fie capabil să, da? Să predea o lucrare practică, da? Sau un proiect, să predea un seminar, da? Îi mai poți găsi și în alte locuri și cu o ofertă bună poți să-i atragi. Și nu trebuie să iei direct asistent sau lector, îi iei niște oameni talentați care să-i duci acolo. Prea des am auzit această sintagmă chiar la copii din Iași, care au plecat, copii bine pregătiți, din Iași, nu se întâmpla așa, am vorbit ades despre a pleacă din Iași să facă facultatea la Cluj. Nu pentru că nu ar găsi o facultate specifică și aici. El zice că așa s-a creat marota asta. La Cluj este extraordinar. Adevărat, se vor duce acolo și vor păți cum pățesc vesticii cu România pe de-a întregul. Cum vor dorea că e de fapt puțin umflată gogoașa. Dar după ce au luat decizia, acolo rămâne, că nu se mai mută în anul 2 la Iași. Da? Și el se duce acolo, vede, chiria e scumpă, da, viața în general este, nu e chiar așa. Orașul, mă scuzați, eu Iașul văd de altă categorie decât Clujul. Nu, să, nu știu, știu și că sunt unii fani. Lucru. Dar din punct de vedere a organizării orașului, da? Istoric vorbind, stăm centru mai bine. Comercial, da? Centru comercial, cum vrem. Adică... credeți-mă, dar business duduie la Cluj, spre deosebire de Iași. Și atunci, ca să o facem din lungă scurtă, dacă universitățile găsesc formule prin care să pregătească din ce în ce mai mulți studenți în zona asta și să-i convingă, să-i atragă de peste tot, da? Atunci vom avea și noi un cuvânt ceva mai important de spus aici. Hai să te întreb o chestie, pentru că știu că tot timpul ai fost ancorat și în zona asta de business, dar tot timpul ai văzut mai mult decât doar afacerea proprie. Există posibilitatea, unor, nu știu, școli private sau, nu știu, academii private, universități private care să facă acest lucru? Pentru că noi am avut o groază de universități private în Iași. Oare chiar nu ar putea să preia o parte din aceste... Evident că ar putea, cursuri. Dar procesul durează ca să poți să pregătești în felul ăsta. Da, evident că una dintre universități, demersurile care au fost, din păcate, chiar și cele care păreau a merge ceva mai bine, nu știu, s-au dus știu, în cap. Nu prea mai știu așa. Trebuie să recunosc că nu am amănuntul ăsta. Eu cred că la Cluj... nu neapărat prin mediul privat rezolvă sau au acea diferență, v-am spus, de la 1 la 2, da? Când vorbim de industria asta explicită. Ei sunt foarte forțați acolo de cererea grozav de mare a companiilor care lucrează pe profilul ăsta în Cluj. Greu, fabulos de greu pentru firmele de profil care sunt în Cluj în momentul de față. Se bat pe orice copilaș, da? Îl iau și din, cred că din clasa a noua sunt capabili să-l ia, să-l crească și să-l aducă cât de cât în mâinile lor când este performant. Nu m-am gândit în termenii aceștia unei academii reale, nu academii, școli, universități reale. Durează, probabil că durează, da? Însă trebuie să înțelegi că ăsta e până la urmă pe termen lung. Sunt pe termen lung, da. Va fi nevoie tot timpul, evident, cred eu. Că sunt demersuri din acestea private, nu neapărat cu titulatură de, știu eu, universitate, da. Dar sunt de reconversie, da? Sunt, majoritatea sunt
private chiar de aici din zonă. Sunt, știu, câteva organizații care chiar cu asta se ocupă. Instruire informală în zona aceasta. Da? Alte, multe organizații ca și noi facem în intern, da, procesul acesta de reconversie și de a ne aduce, e o leacă mai sofisticat chiar, știi? Pentru că ai nevoie de anumite specialități. Chiar din universitate nu ies exact, dar măcar pe aproape să fie. După aia mai preluăm noi, mai ținem și noi între 6 și 9 luni de zile la școlit. Da? Practic încă un an, da? În plus. Specializare, ca să spunem da. Așa. Nu știu dacă există în momentul de față, ar fi interesant o discuție între ei aici și cu un cadru didactic care știe bine profilul de acolo, să poată să atragă, da, din marile organizații. Sunt o grămadă de oameni deștepți în domeniul aici și chiar buni, pot să fie și foarte buni pedagogi pe profil IT și care să-i folosească să predea niște cursuri, unul pentru un an, unul pentru altul, ca să depășească și ei problema cu resursa umană. Am zis că una din cele mai mari probleme acolo, ei n-au suficient asistenți, profesori și lectori care să le... Da? Iată o provocare pentru Iași, în primul rând. Și aici... Dacă vrem să dezvoltăm orice fel de industrie, să știți, nu, am vorbit mult de asta, dar pleacă, de multiplicați la și pentru da, producția, vrem să facem cabluri electrice și se vor face în ea. Vrem să facem, să aducem, dacă se poate, vreo investiție în zona bateriilor, da, sau a mașinilor care sunt. Toate au nevoie de, da, de inginerie în cazul ăsta, dacă vrem să aducem producție. Știi cum, din nou... Ai fost și ești ancorat și în zona asta. Cred că Iașul, pe de o parte, iată, deja avem o altă capitală culturală a României, anul ăsta, dacă mi-aduc eu bine aminte. Cred că poate ar trebui să ne rebranduim. Poate ar trebui, iată, și în zona universitară, dacă am face investițiile inteligent, mai ales în ceea ce înseamnă partea de oameni, de personal, cred că am putea, pentru că totuși avem 6 județe de la care, sau poate chiar mai mult, de unde putem aduce tinerii să-și și aducem. Scuză-mă, aveam. Pentru că de ani de zile e prezent această chestiune. Și chiar am menționat-o când vorbind cu colegi, foști colegi de-ai mei, că la tinerețe am fost și eu cadru didactic la universitate și vorbind cu ei, am spus, oameni buni, dacă nu ieșiți din birouri, să bateți Câmpul Lung, Onești, Bârlad, Vaslui, Piatra Neamț și alte orașe și să mergeți să faceți prozelitism, da, că pentru universitățile din Iași, cei din Cluj deja o fac. Își trimit în fiecare an armate de oameni care merg în cele mai bune licee ca să convingă, și acolo s-au dus și mai jos, da? Să convingă elevii să se ducă acolo. Ăsta e motivul pentru care au început ei foarte mult să se ducă înspre Cluj. Și să... Bă, nu exista... Avea medicină? Hai că medicinii puțin se duc spre Cluj. Rămân în Iași. Dar pe facultăți tehnice, pe drept sau pe științe generic, știu întâmplător pentru că fetița mea abia a terminat liceul și știu din... clasa are... ei, da? Dintre foștii ei colegi că au făcut pasul ăsta. O să ajungem și noi, pentru că exact așa am pățit și eu în Marea Britanie, chiar în Marea Britanie, chiar dacă băiatul meu avea o universitate în apropiere, nu a vrut acea universitate, s-a dus, el a și vrut neapărat să trăiască, să spunem, pe picioarele lui o perioadă. E posibil dacă și în asta... apropiere, știu eu, nu știu exact, era la Birmingham, nu știu. Da, pe exact la Birmingham. N-am știut, întâmplător am zis-o, da, că e un oraș în care aveam un partener, da, britanic și... Știu că erau, stăteau destul de bine, cel puțin la universitățile tehnice într-o vreme. Da. Ei, dar între, alege între Birmingham și mare universitate londoneză, da, sau cele din arealul Londrei, înțelegeți, Oxford, da, Oxford, Cambridge și așa mai departe, evident că ăsta e un alt demers. Nu vorbeam despre asta. Eu vorbeam despre lucruri egale.
Ce diferență credeți? De ce un copil ar alege în loc de facultatea de biologie de la Iași, facultatea de biologie de la Cluj? Dai din numeri. Dai din numeri. Că nu e o diferență. Să, exact. Da, sau nu știu eu, nu sunt pe profil. Dar e un caz concret, întâmplător, chiar știu o situație de genul ăsta. Plecat copilul de la Iași, s-a dus să fac la Cluj pentru că îi atrage. Nu, nu-i șagă aici. Antoldu și toate festivalele din jur au câștigat foarte mult în Cluj pe seama acestui lucru și pentru tineret este o ancoră destul de importantă. Hai să revenim la partea de afaceri. Da. Și îți spun acum o întrebare de 1.000.000 de puncte, să spunem așa. Dacă ai avea 1.000.000 de euro, în ce investi astăzi? Pentru că tot timpul ai fost cu ochii și după alte afaceri interesante. Răspunsul e simplu, în ceea ce te pricepi. Pentru că deci asta recomand. Dacă te pricepi la ceva, rămâi pe domeniul. Din experiențele mele, vă spuneam, de 30 de ani, normal că am avut și demersuri în afara lucrurilor principale de care mă ocup. Dar până la urmă banii mi-au dus tot cele pe care le-am știut. Pentru că te poți pronunța competent, poți să faci măsurătorile corecte, poți să fii tu însuți o forță de muncă care altfel ar trebui să o cumperi din altă parte. Da? Și nu trebuie să te încrezi bine într-o plătit ar trebui să fie, adică exact, un director exact, chiar... Da, nu trebuie să te încrezi în competențele unuia sau altuia și atunci, pentru că milionul ăla îl faci cu foarte multă trudă, mai bine ai tu grijă de el. Cum ai grijă de el? Investindu-l într-un lucru pe care îl cunoști. Pe care îl cunoști și te poți pronunța competent. Nu trebuie să fii obligator cel care îți place. Și mie mi-ar plăcea, n-ați văzut că e de actualizate filmul ăsta, Team Building, da, toți IT-știi visează să-și facă o pensiune undeva la munte și acolo se retragă. Da, e această chestiune. Și am un caz concret, un amic care a făcut, nu o pensiune, a făcut o cafenea, fiecare după buget, da? Așa. Și după 3 luni de zile umbla, căuta nebunit pe cineva care căruia să-i o vândă. L-am zis, dar de ce? Că era foarte, prima săptămână era nebunit ce afacere bună a avut, nu ce... Ce lucru bun a putut el să facă? Și mi-a zis, Gabi, mă ocupam de IT. El lucra într-o industrie și lucra cu large accounts, clienți mari. Discuta despre proiecte cu 1, 2, 5, 7 resurse. Era obișnuit cu aceste și sume. Și acum mi-a zis, mă trezesc dimineața și eu trebuie să iau decizii dacă cumpăr 5 croasante sau 7 ca să nu se usuce până la ora 12, da? Dacă iau sandwich cu brânză sau și cu șuncă că e zi de post sau nu e zi de post. Și a zis, nu înțelege în ce lume este. Și acum, ca să vă zic că istoria finală, tot a căutat el așa și ca să vedeți că la un moment dat că e, în fine, na, dintr-un ghinion fabulos, el a reușit să retragă clădirea respectivă, a luat foc. Nu din cauza lui, din altă parte. Și l-a plătit asiguratorul pentru banii care i-a investit acolo. Da, deci, concluzionând, dacă vă pricepeți la un lucru, sunt lucruri care par a fi foarte tentante într-un moment sau altul, dar există o mare sezonalitate. Iar viața m-a învățat. Dacă, știu eu, astăzi pare la modă să te ocupi de construcții, trebuie să arzi momentul ăla foarte rapid, să fii pregătit când ai investit, să și cheșuiești repede, să ai planul în continuare. Dacă, nu știu, e IT-ul, ca să spunem acum, că tot e mare, da, e foarte interesant, dar trebuie rapid să ajungi la bani. La să încasezi. Întorsul investiției, de fapt, da? Și sunt așa, iară, generic, nu știu, medicina, da, o zonă fabulos, foarte interesantă, dar trebuie să știi domeniul. Altfel... Știu că, apropo de IT, știu că se lucrează foarte mult pe softul pentru partea medicală. Da. Mai ales că acum apar tot felul de echipamente noi și toate. Adică dacă până acum puteai să le mai manevrezi într-un fel sau altul exact. Manual, acum da. Totul da. Este doar așa pe soft. Este. Chiar da. Și... Da. Sunt roboți care operează, adică până acolo s-a ajuns. Ei, vedeți, și industria asta e una singură, dar are o grămadă de ramuri. Sunt în Iași demersuri, da? Companii care se ocupă în mod explicit de zona aceasta medicală și sunt specializați acolo. Chiar dacă mi-ar plăcea, avem
niște demersuri acum în zona asta, plecând în țiajul acestor chestiuni cu inteligența artificială, cu unele altele, am investit și eu puțin tel în direcția, dar abia scărpinăm. Abia zgâriem puțin tel domeniul ăsta medical. În schimb, suntem foarte buni și renumiți. Avem o văcuță de mulți care ne funcționează și ne mai luăm din banii de acolo și îi băgăm în alte, în alte lucruri, în speranța că vor să ne aducă și... Puneți niște semințe, cum se spune, nu? Și da, vedeți cum vor crește. Da. Nu, ele sunt crescute, ne ducem pe lucruri reale. Știți ce e bine? Trebuie să știi profilul ăla. Dacă vrei să faci medicină sau soft pentru una, trebuie să, clar, să ai în echipă la tine doctori care să te sfătuiască cum să faci. Nu poți să faci tu, da, având cunoștință doar de inginerie, punct, da? Poți să-ți construiești, poți să faci componenta de IoT, de internet, de aparat, de nu știu ce, dar dacă nu cunoști exact domeniul pe care îl deservești și nu cunoști specificul, da, că, nu știu, sunt multe, nu mă pot, nu aș vrea să intru prea tare, dar așa se fac. Aplicații noi, dacă vrei să te duci, trebuie să te duci întotdeauna și cu un specialist din domeniul respectiv. Ce crezi tu, dar pe foarte pe scurt, ce crezi tu că se va întâmpla în acest an, în 2023, din punct de vedere a business-ului, în general vorbind? Dacă va fi liniște și pace în lume, dacă va fi pace, va fi un an oarecum de creștere, cel puțin în zona asta noastră. Deci, beleaua asta de lângă noi, pentru noi e și o oportunitate la nivelul țării. Chiar de creștere. Ea aduce în interiorul ei câteva lucruri care nu atât militar cât și economic, da? Ar putea să ne întărească puțin. Dar prefer să mă refer la realul nostru, nu-mi dau cu părerea de ce se va întâmpla în Italia, da? Dacă va fi pace, vom avea o ușoară creștere, așa cum am avut și anul trecut. Cred că cam în același range. Și trebuie să fim foarte prudenți ce se va întâmpla și atenți la ce se va întâmpla cu inflația. Da, aici trebuie să avem grijă, mai ales cei care lucrăm pe salar și la un moment dat vom observa că inflația ne-a mâncat foarte mulți bani. Dacă cumpăram cu 100 de lei ceva, acum mă cumpăram cu 120. Nu lucrăm pe salar, da. Noi suntem proprii noștri angajatori. Da, asta așa este, dar la asta mă refeream, la cei care lucrează, ei trebuie să aibă foarte mare grijă. Da. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc, Radu. Pentru lucrurile, sper eu, dragile mele, dragi mii, că am reușit să vă deschidem puțin mintea, să vedeți poate puțin și altfel lucrurile și din această industrie, dar și în general, dinspre business-ul românesc. Îți mulțumesc și cu siguranță te mai aștept. Mulțumesc și succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Dragile mele, dragi mei, cu voi cu siguranță mă revăd data viitoare. Toate cele bune.